Cu mii de ani înainte de Hristos, peninsula arabică și nordul Africii erau la fel de pustii ca și astăzi. Doar nomazii cutreierau deșertul. Urmașilor târzii, ajunși în Valea Nilului, au devenit creștini. Istoria creștină a Egiptului începe cu Sfântul Evanghelist Marcu. Tradiția spune că sorții propovăduirii l-au trimis pe Valea Nilului. Sfântul Marcu se pare că a fost ucenicul Sfântului Petru și l-a însoțit multă vreme pe Sfântul Petru în misiunea lui. Deci pe Sfântul Petru știm că a propovăduit în Babilon, dar mai nou s-a constatat că nu este vorba de Babilonul din Persia, ci este vorba de orașul Cairo de astăzi, care până în secolul al VII-lea s-a numit Babilon. Vechii egipteni credeau în viața veșnică, asemenea altor popoare, și erau foarte religioși. Religia lor crease civilizația egipteană. Însă imperiul decăzuse, iar cinstirea zeităților devenise formală. Sărbătorile din acea vreme, din lumea păgână, din acea vreme, erau, ne spun documentele vremii, simple prilejuri de veselie, de zgomot pe banii statului. Templele erau aproape goale, deci se căzuse, de fapt, sub acest aspect și sub altele, într-un formalism foarte, foarte accentuat în acea vreme. Oamenii așteptau o schimbare. Creștinismul părea soluția. Tertulian pune în gura unui păgân următoarele cuvinte: priviți la creștini cât de mult se iubesc. Era religia nouă, religia iubirii, care era creștinismul și care se suprapunea peste o religie păgână care era departe de acest spirit. Numele ținutului de pe Valea Nilului fusese dat în vechime de greci, Egiptos. Locuitorii se numeau egiptii. Alfabetul arab nu prevedea însă vocale pentru acest nume și nici consoana P. Noii stăpâni ai țării i-au restrâns scrierea la trei consoane arabe, Q, B și T. De atunci, egipteanul de rând s-a numit Kibt sau, în traducere latinizată, Copt. Există în Egiptul de astăzi copții care sunt organizați în Patriarhia Coptă Creștină. Există după aceea creștinii greco-ortodoxi organizați în Patriarhia Alexandriei și există, desigur, și alți creștini în Egiptul de astăzi, alături de mozaici, de evrei, există creștini catolici, protestanți și, sigur, neoprotestanți în comunități mai mici, baptiști, adventiști și așa mai departe. De-a lungul timpului, un element important al topografiei regiunii și-a schimbat denumirea: Marea Roșie. A fost primul obstacol în calea evreilor fugari din Egipt. În limba engleză, este numită Red Sea. Traducerea ar fi însă inexactă. Se presupune că numele original fusese, tot în varianta engleză, Reed Sea, ceea ce se traduce prin Marea cu Stuf. Este vorba de un lac aflat în nordul Mării Roșii, de la care întinderea de apă și-ar fi primit numele. Se pare că transformarea onomastică îi aparține lui William Shakespeare. După trecerea Mării Roșii, cea mai importantă oprire a evreilor în pustiu a fost lângă muntele Sinai, muntele Decalogului. Traseul pelerinilor în muntele Sinai este parcurs în general noaptea. Plecarea din neînsemnatul oraș Sfânta Ecaterina este încărcată de seriozitate.
Puțini sunt cei care au urcat noaptea în munte doar cu o lanternă în mână. Înălțimea muntelui este de 2285 de metri. Începutul este entuziast. Grupurile de pererini se deplasează compact. Pe lângă ei, beduini și cămile. Dacă la început nu le înțelegi rostul, în scurt timp toți își dau seama. Beduinii pândesc turiști obosiți. Cu și retenie și răbdare, îi parcurg același traseu cu pelerinii. Când rezistența fizică cedează, beduinii își oferă cămila drept mijloc de transport. Contracost, firește. Din loc în loc, alți beduini cu spirit întreprinzător și-au deschis mici adăposturi pentru odihnă și hidratare. Rezistența fizică a turiștilor este pusă întotdeauna la încercare. Frigul nu îți dă pace, iar îndepărtarea de bază aduce oboseală în plus. Au trecut deja mai bine de 4 km de mers. Până în vârf mai sunt câteva zeci de metri. Tablele celor 10 porunci au fost cioplite din aceste bucăți de piatră. O plăcuță modestă anunță finalul urcușului. Emoția prezenței în acest munte sfânt este copleșitoare. E spectaculos! Acum mai bine de 3400 de ani, Moise a scrutat cu privirea linia roșie a orizontului și a auzit: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din pământul Egiptului. Care te-a scos din pământul Egiptului. Și din casa robiei. Și din casa robiei. Să nu ai alți dumnezei afară de mine. Să nu ai alți dumnezei afară de mine. Lângă capela ortodoxă de pe vârful Sinai s-au strâns și alte grupuri de creștini care îl slăvesc pe Dumnezeu, fiecare în limba lui. La această oră matinală, majoritatea oamenilor abia se trezesc, călătorii din Sinai încep coborârea din munte. Cu un scurt moment de consternare, cele 750 de trepte urcate de pe drumul pietruit până în vârf sunt foarte abrupte. Este greu de crezut cum se poate ajunge până aici pe întuneric. Muntele pustiu este măreț. O pace desăvârșită plutește deasupra imensității împietrite. Pe alocuri, priveliștea apare desprinsă de pe planeta Marte. Doar pelerinii coboară cu gândul la călătoria evreilor în pustiu. Gândurile se întrerup însă lângă o așezare de beduini, aproape de câteva ziduri masive. Chiar la poalele muntelui se află mănăstirea ortodoxă Sfânta Ecaterina. Arhitectura muntelui este curioasă și rebelă. Zidurile mănăstirii doar fac contrast. A fost întemeiată de împăratul Justinian în al VI-lea secol. De atunci, straturile de piatră monumentală s-au adăugat treptat. Oricărui pelerin care merge să îi se închine Sfinte Ecaterina, un gând îi revine stăruitor în minte. Ce fel de mănăstire poate fi ridicată aici, într-o izolare absolută? Vegetația este prea săracă, agricultura imposibilă.
Nici soarta animalelor nu este una fericită. În pământul nimănui, zidurile acestei fortărețe duhovnicești contrazic orice simț de conservare. Poarta de intrare este joasă și întortocheată. Trebuie să parcurgi un scurt coridor în formă de S răsturnat. Curtea mănăstirii nu respectă vreo regulă de amenajare a spațiului. Regula a fost dictată de stânci. Deși creștină, mănăstirea a scăpat de atacurile musulmanilor printr-un decret dat de însuși Mahomed. Concesia monahilor a fost ridicarea unei moschei, păstrată și astăzi lângă Biserica Mare. Se poate vedea crucea împreună cu semiluna chiar în interiorul mănăstirii, ceea ce vorbește despre istoria acestei mănăstiri și despre istoria acestei arhiepiscopii, care este foarte strâns legată de mănăstirea ridicată pe locul rugului aprins, care i s-a arătat lui Moise, după cum știm din cartea Ieșirii, din capitolul al treilea. Aici funcționează a doua bibliotecă din lume ca importanță, după Biblioteca Vaticanului. Și tot aici este sediul Bisericii Autonome a Sinaiului. Această arhiepiscopie are dreptul de a întemeia propriile ei filii în afara teritoriului canonic și, după cunoștințele mele, credincioșii care aparțin acestei arhiepiscopii autonome sunt în jur de 900, 1000 în momentul de față, sunt răspândiți în satele Faranul și câteva localități din jurul Sinaiului de astăzi. Numele așezământului provine de la Sfânta Mare Muceniță Ecaterina, ale cărei moaște sunt păstrate în Biserica Mare a Mănăstirii, cu formă de corabie. Sinaiul este în întregime o peninsulă muntoasă, cu forma unui dinte. În est se învecinează cu Palestina, iar în extremitatea de vest, pe malul Mării Mediterane, fusese construit orașul Pelusium. De aici a început o altă mare călătorie în Egipt. Regele Irod voia moartea pruncului Isus, dar Sfânta Familie s-a refugiat în afara Palestinei. Se vorbește de câteva mii de kilometri parcurși, cu multe opriri, timp de 3 ani. Din Pelusium, mica suită a ajuns în Basta, Mușturud, Saca și Mataria, lângă Cairo. În imediata apropiere, la Zeitun, se petrece anual o minune. Biserica din Zeitun a fost ridicată între anii 1924-1925 după un semn prevestitor. Fecioara Maria i s-a arătat în vis unui pașă musulman, Khalil Ibrahim, cu un îndemn: să construiască o biserică. Preacurata a promis că se va arăta aici timp de 50 de ani consecutiv. Prima ei apariție a avut loc la 2 aprilie 1968. De atunci, autoritățile au avut comportamente dintre cele mai diverse. Președintele egiptean Gamal Abdel Nasser, deși musulman, a participat cu ochii lui la minune. Cu altă ocazie, poliția a întrerupt curentul electric în toată zona și a verificat toate sursele posibile de lumină pe o arie de 25 de kilometri în jurul bisericii. Nici urmă de îndoială, era vorba de o minune. Fapte inexplicabile și vindecări miraculoase au loc atunci când Fecioara din Zeitun li se arată creștinilor egipteni. Relația dintre statul egiptean musulman și credincioșii creștini din Egipt a fost foarte diferită de-a lungul secolelor. Până în secolul 20 ținea foarte mult de buna dispoziție a sultanilor. În momentul în care un sultan era mărinimos, acorda toleranță și nu se întâmpla nimic. În momentul în care un sultan era foarte radical, atunci aveau loc persecuții și aceste persecuții au fost mult mai puține începând cu secolul al XX-lea, când s-a găsit un modus vivendi, un mod de existență între creștini și statul egiptean, dar și acest lucru diferă. Din Zeitun,
Călătoria Sfintei Familii în Egiptul de Jos a continuat cu peștera de lângă fortăreața Babilon, tot în Cairo de azi. A urmat orașul contemporan Mahdi. Pruncul Iisus a ajuns apoi în Jebel al-Tair, în Egiptul de Sus, apoi în al-Ashmunein, al-Kusiya și al-Muharak. De aici?